Am constatat cu neplăcere și cu surprindere în ultima vreme mai multe declarații, deci am ajuns să cunosc, să iau cunoștință de mai multe declarații publice ale diferiților lideri politici. Și aș vrea să vă spun foarte clar și foarte direct. Eu nu sunt și nu voi fi un om politic. Orice decizie pe care o iau nu are nici cea mai mică legătură cu programele partidelor politice, cu deciziile partidelor politice, cu evaluările partidelor politice, cu dorințele actorilor politici. Nu candidez la nicio funcție, nu mă interesează activitatea politică și în momentul în care se va încheia acest mandat, atunci când guvernul va depune întregul mandat, așa cum am anunțat de mai multe ori, revin la Universitatea din București, unde sunt profesor și unde îndeplinesc funcția de rector, dar în această perioadă sunt suspendat din această funcție de rector pentru a putea să îmi îndeplinesc mandatul de ministru.